dragă față de părinte, desigur. Iată că începem anul acesta activitatea noastră legată de conferințe într-un stil foarte mare. Nu doar că avem această sală în care până acum nu am mai fost, dar îl avem alături și pe părintele conferențiar dr. Constantin Ecula. Cred că numele în sine mă face să am acum câteva emoții și să zic că orice cuvinte ar fi, mi-e tare greu să-l cuprind pe părintele în ele și nu din pricină că ar lipsi sinonimele sau din pricină că nu are vocabularul nostru cuvinte de așa cinste, ci pur și simplu că orice cuvânt ar fi, indiferent de profunzimea lui, pălesc în fața faptelor. Iar fapta care îl descrie pe părinte este mărturisirea, misiunea și neobosita lui prezență în mijlocul nostru, al tuturor, indiferent de vârstă și de statut. Așadar, acesta este părintele, iar tema noastră din seara aceasta își are actualitatea ei tocmai prin titlul, tocmai prin conținutul pe care îl poartă, și anume cum să mă întâlnesc cu Hristos. Gândul nostru atunci când am propus această temă a fost că nu te poți întâlni cu Hristos odată și gata, ai terminat, ai desăvârșit lucrarea. Este un drum continuu pe care ar trebui să fim cam neobosit și tocmai în aceste mei apar oameni cum sunt părintele să ne mai dea încă o dată curaj, încă o dată să actualizeze în noi, să zic așa, importanța acestei întâlniri. Așadar, fără să mai lungesc eu cuvântul, că deja am uitat tot ce am spus, nici nu știu unde să cuprind cu ochii în sală, dacă mă credeți, o să las pe părintele să vorbească, care este maestru al cuvântului, și sperăm să avem inima deschisă. Să rețin de bani, bine. Nu știu de ce, de la început. Să strângem fonduri. Dacă mă îndeamnă părintele, îmi fac. Am pregătit pentru această conferință și anumite urne speciale. Colegii mei vă vor îndruma spre ele. Tocmai pentru că vrem să achiziționăm o aparatură îndeajuns de performantă ca acest tip de întâlniri, ca conferințele noastre să ajungă la toți aceia care au nevoie, așa cum știm că se răspândesc prin internet. Așadar, ca în viitor, pentru conferințele ce vor mai fi, să fim cât mai operativi și cât mai performanți, strângem acești bani pentru o cameră performantă. Dacă doriți să ne ajutați, colegii mei vă vor îndruma spre bună dimineața! Îi mulțumesc, Cristine, încep să sunăți amort. Vă dați seama ce o să fie la mine la mormântare, când începe ăștia cu laudele și tragi cu aplauze. Nu scapă nimeni de judecată, stați cu minți. Și să te ferească Dumnezeu să pici între palmele care te aplaudă. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația ascolului. Nu văd până în spate, că mi-a pus eu ochelarii de aia. Vă salut și vă mulțumesc frumos că faceți efortul să stați în picioare. Celorlalți vă îmbrățișez, ce să zic, o frumoasă și bucuroasă surpriză, semn că biserica e foarte urâtă de credincioși. Aș vrea să vadă unul în sala. Nu așa, să-i ofticăm. Subiectul din seara aceasta mi-a fost dăruit de către tinerii mei colegi de la Astor și cred că reprezintă o preocupare pe care eu o simt în inima mea și
în întâlnirile cu oamenii. A trecut etapa întrebărilor dacă ai voie cu batic, n-am voie cu batic, cât de lungă să fie fusta. E clar că ne-am mai alfabetizat ca popor și întrebările sunt un pic mai serioase și mai înalte. De aceea poate că ideea aceasta a întâlnirii cu Iisus Hristos e o preocupare care ne va ajuta să ne redefinim și conținutul credinței noastre. Am fost aseară la Lipova, o poveste, m-am întâlnit cu o mămică, cu un copil, cu autism. Doamnă, pentru dumneavoastră povestea, o țineți minte. Într-o parohie catolică, unde știți că la frații catolici este botezul, apoi vine milungerea și apoi în părtășania după o vreme, doar că unul dintre preoții unei parohii avea o problemă. În timpul catehizării tânărului copil, copiilor din parohie, un copil avea o formă de autism multiplu. Și părea că nu înțelege nimic din ce explicare acolo, conform catehismului, ce, cum e cu trăimea. Bine, acum, la asta cam toți suntem un pic, că ne uităm din subiect, așa. Numai preoții cred că le știu pe toate, vă spun eu, nu le știu pe toate. Și s-au agitat, le-a povestit, dar copilul părea că nu înțelege nimic din ce spune el. Și iarăși au început să comenteze și să vorbească și să explice mai abitiv. Nu se înțelegea nimic din ce a vrut să spună copilul cu privirea lui. Ceilalți copii reacționau, erau bucuroși. Undeva într-un post de scenă, cam unde avem noi cu cursurile de balet, era un presepiu așa frumos cu... Era să zic un prosecco, o baie de cafă. Era un presepiu frumos cu un Iisus mic de lemn, așa scurtat, cu magii, frumoșoare tare, da. Și la un moment dat, episcopul își punea problema mai departe. Și noi avem suficient cu gărgăunii ca care își pun problema dacă un copil la botez înțelege crezul liceu constantinopolitan și mântuirea de la Calcedon. Dar se tot întrebau dacă copilul ăla pricepe ceva, dacă nu pricepe, cum să-l botezăm, cum să-l împărtășim, că n-are cordialitate cu mărturisirea și conținutul bisericii. Și au mai zis copiii noaptea de Crăciun, au cântat colinde, au zis poezii, au împărțit biscuiți între ei, iarăși au cântat colinde, totul era o atmosferă foarte frumoasă, dar copiii ăsta părea că nu pricepe nimic. Până când, la sfârșit, episcopul, fi convins că va miruge pe toți copiii, a doua zi mai puțin pe tânărul acela care nu reacționa nici cum la stimuli educațional, pedagogic și pastoral, le spune copilor, copiii a fost o seară minunată, haideți să-l îmbrățișăm pe pruncul Iisus. Și toți copiii au alergat la copilașul de lemn, se dea un pupic, firea asta, era acolo. Dar copilul acela care părea cu autism în titlu, s-a ridicat în picioare, a plecat și la tabernacolul de pe Sfânta Masă, unde era împărtășanie cu Hristos. Și a început să pupe pe Hristos, că era în tabernacol. A-l căuta pe Hristos nu e suficient. A găsit pe Hristos. Nu e suficient. A crede că le-a aflat pe Hristos, i-au zis pe foarte mulți că vă zic și vă întâlniți că e pe sală, sunt mântuit. Aha. Ca tramvai. Ca acum am ieșit noi din comunism. Așa sunt unii mântuiți. Știți? Părerec. Pentru a evita să avem păreri că am ieșit din inconștiență și am trecut în conștiența cu Hristos, e bine să facem să acceptați să suntem inconștienți tot timpul. Am pus ghilimele de rigoare. Tot timpul e o cale, tot timpul e un progres, tot timpul e loc de mai bine, tot timpul e un loc de ceva care depășește ținta lumii acestea și se îndreaptă către ținta Împărăției lui Dumnezeu. Țineți minte că e povestea aceea celebră cu Sfântul Sisoie, care chiar a existat, mai te aducă și ca în jurăturile americane pe televizor cu Sfinte Sisoie, nu, acolo nu-i vorba despre Sisoie. Când a murit Sfântul Sisoie, la un moment dat s-a desprins sufletul lui și toți ucenicii l-au văzut cu mult așa la ceea ce a zis. S-a mântuit Ava. Și el în fața ușilor împărătește, în fața judecății, adică să zică, încă nu. Era desprins de trup, dar nu făcea pe deșteptul. Al căuta pe Hristos, până la urmă, înseamnă, nu face pe deșteptul cu Hristos. Dacă definiția credinței este un adânc de smerenie, ați garantat că în ultima vreme unii ne propun să trăim într-o țară fericită, alții într-o țară normală, o doamnă vrea să stea cu noi la masă, în pat, la baie, la duș, că stele pe fiecare român în parte. Propun niște ideologii de oameni care nu gândesc. Ceea ce propun ei nu pot oferi. Nimeni din lumea întreagă nu poate oferi ce oferă Hristos. Singurul care poate oferi fericire e Hristos.
Dar vedeți, ca să ne ajungă la toți, am pățit fericirea în nouă fericire. Dacă am începe cu fericiți cei săraci cu Duhul, ne-am scutit să credem în normalitatea ieftină. Și ne-am întărit în singura normalitate care naște cu adevărat Împărăția lui Dumnezeu, care e normalitatea Harului. E aceea în care Harul lui Dumnezeu mișcă spre Dumnezeu sufletul tău, iar Dumnezeu văzându-o sufletul se milostivește de tine. E povestea aceea cu o doamnă la vârsta 5 spre 6, care ajunge la poarta de îmbarcare în Rai. Acolo manager de îmbarcare, Sfântul Petru, se întâlnește cu doamna, zice, doamna, aici targetul e de 100 de puncte, aveți 100 de puncte. Go, nu aveți 100 de puncte. Bine. Și începe femeia să spună ce a făcut. Am fost fidelă soțului, mi-a crescut frumos copiii, am fost duhovnicească, dar 3,4 puncte. Unii mi-au spus că e cam puțin pentru fidelitatea femeii. Bine, 3,6 puncte. După aceea zice, am ajutat săraci, am făcut curățenie, am sprijinit din parohia, da, 5 puncte, fără. Și a început și zice, și femeia chiar făcuse, pe bune făcuse, a mers la liturghie fiecare zi, a făcut tot ce a făcut. A ajuns la 9 puncte. Și era cam ca Niels Hilman, nu prea mai avea ce zice. Am răbdat pe bărbatul, nu lasam să dau puncte, să știți. Și dai, comentează ea săraca acolo. Petru îi zice, bine, na, 9,6 puncte, zice. Îi zice, da, da, zice, păi, sine, Petru, în cazul ăsta, zice, nu mă mira lui Dumnezeu, mă mai mândrește, zice. Răspuns de 100 de puncte. Deci, era amplă a căutării lui Hristos. Este să nu căutăm în Hristos să satisfacă aroganțele noastre, fițele noastre intelectuale, mecanismele noastre parapsihologice, că avem destui cu marțieni, așa. El răspunde cele mai mari nevoi pe care o avem, dar nu vrem să o recunoaștem. Nevoile noastre de iubire, nevoile noastre de milă. Facem noi orgolioși și prefițoși și ia uitați-vă că ne ajungeți singur pe patul spitalului. Nu tu Kant, nu tu Hegel, nu tu Aristotel. Moacra aia noastră prelungă care cere milă. Uneori primește silă, dar de cel mai multe ori primește milă. Răspunsul la strigarea noastră de ajutor e mila celorlalți. O comunitate este cu atât mai bine cu cât poartă cu sine mila ca fundament, dar nu o milă de asta de lătrăi cu ajutoare sociale. Niciun caz. Țineți minte că am avut unul care l-a conservat prin glonț. Vă mai dau 100 de lei. E boală grea la rămâne. Fiecare cum se simte cu spatele în zid, mai dă 100 de lei potăilor din popor. Hristos nu e așa. Hristos vorbește despre noi, nu vorbește despre El. El zice, fericiți cei săraci cu Duhul. Fericiți cei însetați de dreptate. Ba chiar după Luca, fericiți cei săraci pe bune. Adică cei care s-au sărăcit de propria lor bogăție. Că nu sărăcia e o virtute ca ta, ci sărăcirea este o virtute. Cum mai spun, nici că eu nu cred. Bine, faptul că nu crezi nu te face om de știință, să fim serioși. Nu toți prostalăi aduc oameni de știință. Dar nu le este, le lipsește ceva. E un dar pe care nu-l au și n-au cum să-l ceară. Că mai vedeam cu un prieten de-al meu foarte un mare om de știință, adică necredincios tot așa, și că știi că e problema ta, ai cumpărat de toate. Mașină, carnet de șofer, mai ales că era dintr-un județ unde în vremea se vindeau carnetele. Avem mașină, carnet de șofer, ți-ai cumpărat fițe, ceas de firmă, bă, la credință nema. Poți să te duci, la apazat, în ziua, rog, 100 de grame de credință, n-a nimeni să-ți dea. Tot ce care cred că îl pot cumpăra pe Hristos înșală. De aceea, de exemplu, biserica nu funcționează pe sponsori. Mult pot puținii buni împreună se potrivește bisericii mai mult decât vrem să recunoaștem. Mult mai mult decât vrem să recunoaștem. Dar aceasta este cea care ne cheamă, de fapt, la Hristos. Camaraderia aceasta lucidă din calea afară. Uitați-vă la Iair. Presupunând că sunteți Marea Tiberiade, chiar arătați ca Marea Tiberiade. Acum, dacă mă uit bine... Presupunând că sunteți Marea Tiberiade, Iair stă pe tușă și așteaptă să vină Hristos să-i spună despre fata lui care pe moarte. E o imagine ieșită din comun. Autoritatea maximă religioasă din Capernaum cerșește de la Hristos atenție. El simte.
rugăciunile lui, viața lui, care cred că era de bună calitate, era mai mare în sinagogie. Nu puteai să o întorci acolo. Calitatea lui sufletească, calitatea lui morală, capacitatea lui de rugăciune, a intuit în Hristos că în el este ceva altfel decât în ceilalți. El căuta în el soluția, iar Hristos era plin de milă. Atât de milos, încât prima dată rezolvă problema femeii cu scurgerea de 12 ani. Deloc întâmplător, după Marcu, Evanghelia de la Marcu, la capitolul 5, ne spune că și fetița avea 12 ani. Sigur, nu e un amănunt printre alte amănunte, ci vreau să înțelegeți bine o femeie a cărei curgere de sânge a fetei sale de zică, maternitatea ei, posibilitatea de a fi mamă, de a, am scris o paranteză pătrată, de a mergează aia care spun că femeia la ciclu nu poate intra în biserică. Poate. Dar nu poate să îmbrățișeze tot în biserică. Stă mai întrebat. E ceva. Observați că înainte de a ajunge să se întâlnească cu ea, înainte de a merge către fiul, rezolvă problema femeii acestea, ca să nu mai se ocotească semnul maternității sale ca un blestem și ca o boală. Îi transformă femeii boala în vindecare și fiind vindecare devine minune. E și simpatic Mântuitorul. Chipul ăsta, că sunteți atâția la un necul, acum erau ea în Capernaum la un Hristos. Da? Și se trecau de el. Și el îi întreabă pe apostol, băi, cine s-o fi atins de mine? Aproape că pare banc. Și uite de bine, ci oricine. De fapt, el te întreabă pentru că are nevoie de smerenia femeii. El testează smerenia femeii. Femeia ce? Eu. Și Mântuitorul ce spune? Credința ta te-a mântuit. După ce pune să mărturisească ce i s-a întâmplat. A doua etapă de credință, să știți că nu-i la tatăl fetei. A doua etapă de credință la cei trei apostoli. Țineți minte, în drum spre casa lui Iair, apar bocitoarele de servici, băieții de la știri, CTP-urile, și încep să spună, nu l-ai deranjat pe învățătorul. E atât au perceput. Nu l-ai deranjat pe învățătorul. Fetița ta a murit. E vestea pe care nu și-o dorește nimeni în viață. Orice părinte își dorește să moară înaintea copilor săi. Punct. Clar. Limpede. Nu există negociere la chestia asta. Iair nu spune nimic. Iair intră în casă. Soția lui părea că era dărâmat, la fel ca și Iair. Mântuitorul își alege trei apostoli. Țineți minte. Petru, Iacob și Ioan. Care doar peste câteva versete, în următorul capitol din Scriptură, urcă cu Domnul Hristos pe tabor. Mai întâi îi face martor învierii fetiței ca să identifice pe tabor lumina învierii cea dinainte de înviere. Îi școlește cu învierea. De fapt, biserica, asta este. O școală în care învățăm că suntem candidați la înviere. Că suntem nemuritori. În ciuda ofticăcioșilor care zic că am fi din mainuță. Dintr-o dată, Mântuitorul apropiindu-se de fetiță, Evanghelia de la Marcu ne păstrează și cuvintele acelea cheie, talita cumii, fetiță, ridică-te. Domnul nu se roagă de ea, Domnul îi poruncește. Și nu știu dacă îi poruncește ei. Observați, îi poruncește sufletul care deja plecase din ea și îndată s-a întors Duhul ei. Duhul ei plecase. Era deja pe cale, nu avea altă șansă decât spre locuința morții. Întoarsă, Mântuitorul Hristos îi spune mamei să-i dea să mănânce. Arătând prin aceasta că nu avem de-a face cu o nălucă. Nu avem de-a face cu o, aș zice și eu pe atât mai ales, o fondă, o formă fără fond. Arată că cea înviată este identică cu cea care a murit, dar e înviată. A căpătat ceva în plus. E altă lentilă montată ca să poată fi privită. Și aici e vorba tot de credință. Fetița era moartă, nu avea cum să-și mărturisească credința. Apropo de cei care zic să nu ne botezăm copiii, că nu pot vorbi și nu pot mărturisi credința, pe bune, nici fetița aceasta, a lui Iair, nu putea mărturisi. Într-un fel sau altul, cei trei apostoli sunt nașii învierii ei. Ne arată care este sensul botezului în Iisus Hristos. Că sensul botezului este să ucidă moartea. Să dărâme moartea. Și atunci, unde îl caut pe Hristos? Sigur, în învierea Lui. Urcă pe tabor,
văd lumina Învierii și cer lui Hristos să facă trei colibe. Una ție, una lui Moise și una lui Ilie. O zice Petru săracul, care nu zice, ne facem și noi o colibă. Eu, mie, una, una lui Iacob și una lui Ioan. În biserică nu-i cu vile. Care își fac vile în biserică, scarieriști și nu urcă pe tabor niciodată. Dacă invidiați cumva, faceți-vă crucea mare pe dragul parșiv. Înainte acestei lecții despre Înviere, sunt două ecouri în mintea noastră. Fiul văduve din Ain, un ilustru necunoscut într-un sat aproape ras de pe fața Pământului până azi. Acolo unde se întâlnește Hristos Domnul cu văduva, cu icoana propriei sale mame, dacă vreți, o femeie singură care duce fiul său unic la groapă. Asta apropo de cei care mâncau o frișcă cu cacao în zona referendumului și ne spunea că biserica este împotriva familiei monoparentale. Ați mușcat-o. Dar pe iconostasul nostru e o femeie cu un copil în brațe. O femeie cu un copil. O familie monoparentală. Dar ați mușcat-o. Trebuie să recunoașteți. Văduva din Nain, e clar că e o familie monoparentală. Din toată Mântuitorul Hristos întors, tânărul dinainte întors de Hristos, nu este dat comunității. Nici fetița nu este dată comunității. Părinții nu decad din drepturi, pentru că Hristos nu era autoritatea tutelară. Știți că numai cu câțiva ani, când România era așa un terra de servis misionare și veneau toți să ne învețe evanghelizare și... Adică pe vremea când noi tipăream Evanghelii, n-aveau copaci din care să se dea jos, face aveți să ne spună nouă cum stă chestia cu istoria bisericii, știți cam așa. Într-o adunare foarte mare de la Bacău, un pastor celebru în vremea aceea, a început să le explice despre învierea fiului văduvei din Nain și să-i îndemne să se întoarcă la adevărata biserică, care sigur e numai la noi. Nu la noi, la ei. Și dintr-o dată un frate de la oastea Domnului, tot mai în vârstă și isteț, un frate de Ghiță Precopescu, a ridicat mâna ce, iertați-mă că mă întreb ce, după ce l-a înviat pe fiul văduvei, ce cui l-a dat? Comunității? Ce nu? Dar cui? Mamei sale văduve, a zis el. Mulțumim. Ce aveți cu biserica noastră, mamă văduvă? De ce am are dreptul să ne recupereze dacă tot ne-ați înviat? Trimiteți-ne la mama acasă. Ce spune, de fapt, logica învierii este că atunci când înviem, suntem înaintea propriei noastre provocări de viață. Avem înviați. Rămânem în viață. Până atunci, niște muribuni spoaiele. Cel de-a treilea camarad de război la Înviere, sigur că este Lazar, cel din Betania, dar acolo deja pare că lucrurile serioase, foarte serioase, apropiindu-se de marca sa, de patima sa, de propria sa moarte, Hristos pare hotărât să le arate că e posibilă Înviere. Pe Lazar nu doar că îl învie, scoate din putrefacție un pic mai mult. Simțiți? În toate cele trei situații, mesele de înmormântare se schimbă în mese de nuntă. Tânărul din Nain, întors la viață, îl obligă pe Simon Fariseul să schimbe masa de înmormântare în masă de primire a unui oaspete care le-a înviat tânărul. Știți povestea? Când femeia aceea milonosiță vine, plânge, toarnă mir pe Hristos și șterge picioarele cu părul capului. La tine, când am venit tu, apă, nu mi-ai dat să mă spăl. Ea mi-a dat. Când am intrat în casă, tu, părul, nu mi l-ai miruns. Ea mi l-a miruns. Mântuitorul nu ceartă pe Simon. Explică logica învierii. Imediat după învierea fiicei lui Iair, lumea se pune pe mâncare. Vorba lui Steinhardt. Zice, Domnule, mâncă o mare Dumnezeu ăsta al nostru. Se pune mâncare nu doar să dovedească că fetița e vie și este trup și suflet, ci ca să arate că și cei care sunt părtași mănâncă mâncarea morții pentru a dovedi odată în plus că sunt mâncarea învierii. La Lazar e simplu. Sigur, cina mortului, care se făcea și la ei ca și la noi, s-a transformat într-o cină a învierii. O cină de taină, înaintea cinecele de taină, de fapt. Știți? Când Mântuitorul Hristos a venit să înmulțească pâinea în mijlocul comunităților de acolo,
M-am întrebat din anul întâi de facultate, martorul meu, părintele de mult. Tu de ce m-am dat afară mâncare la întâlnirea cu Hristos? Doamne, când te duci într-o părinte, aș bagi o stană, nu e nevoie stană. Pui ceva în tașcă, mănânci. A chiar așa? Așa am calculat eu că atunci când ne spune Evanghelia că sunt ca la 5.000 de bărbați, asta înseamnă foarte mulți bolnavi între ei. I-au venit cu bolnavi care le mâncau. Odată vindecați, bolnavi au mâncat. N-a mai rămas nimic în frigiderul comunitar. Hristos se simte obligat să le dea să mănânce pentru că era, pui ghilimele, vina lui că bolnavi început să vindecă, odată vindecați început să mănânce. M-am întrebat, curios, unde apare cuvântul pâine prima dată în Scriptură? Și am găsit. Pe la facere pe acolo, când Adam cu Eva greșesc planul și mușcă din ce n-aveau de mâncat și spune la un moment dat de Scriptura, zice, în sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea, căci pământ ești și în pământ vei merge. Cu alte cuvinte, pâinea e un soi de colac de parastas peste om. Pâinea era semn al pedepsei, nu era semn al binecuvântării. Doar înmulțită de Hristos, frântă și dăruită de El, pâinea devine pâinea vieții, dovadă, Domnul Hristos se naște în Betleem, care este casa pâinii, și finalitatea propovăduirii sale este Eu sunt pâinea vieții. Cel ce va mânca din mine, nu va muri. Bun, a doua problemă pe care am avut-o cu pilda aceea e faptul că le zice ucenicilor pe stare de oameni. Până atunci, m-am tot gândit. Anul acesta am aflat și eu că interpretarea este iscața tare. Până la apostoli, toți cei care conduceau poporul Israel erau păstori de oameni. Se puneau în fața turmei sau în spate, mânau turma sau chemau turma după ei. Pe scara o calitate în plus. Pescarul se apleacă și scoate din furtună. E mult mai dinamic la ce cheamă Hristos pe apostol. Nu mai este doar de condus turma și de îngrijit, ci de salvat turma. De salvat dintr-un potop pe care nu-l vedem, dar simțim pe pieile noastre. Altceva. E o altă chemare. În contextul acesta, în Capernaumul care se deschide înaintea noastră, vedem că, de fapt, avem secția culturală de cunoaștere a lui Hristos. Tot ce se petrece în jurul Tiberiadei, care este un amvon teribil, tot ce se petrece în Capernaum, în zona aceea, tot ce face Hristos, e o lecție în care îți arată cum să te apropii de El. Cel ce va voi să vede după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să urmeze. Înseamnă că, de fapt, nu ne cheamă să fim ca El, fără să fim noi prezenți. Nu ne mântuie împotriva voinței noastre. Ci caută de fiecare dată să participe la darul cel mare al mântuirii noastre, dăruindu-ne toată energia de care avem necreată de obicei, de care avem nevoie ca să putem ieși din anonimatul nimicului la slava învierii. În toți anii pe care i-am petrecut lucid în biserică, constat că ne-am pierdut exact realismul copilului din poveste. Ne închinăm la toate desenele animate despre Hristos, dar nu ne închinăm la conținutul Iisus Hristos, la Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne ușor să acceptăm un Hristos lider de grup. Ne ușor să acceptăm un Hristos profesor de morală, dacă vreți. Ne ușor să accesăm un Iisus Hristos simpatic, drept și făcător de minuni. Dar e greu să acceptăm un Iisus Hristos care ne cere să trăim în El. Care nu ne cheamă doar la bifară unor grile mici, ci ne cheamă să ne schimbăm sufletul, să ne modificăm modul de a vedea lumea. Aceasta e marea provocare pe care ne face Mântuitorul. El seamănă cu tânărul acela din poveste despre care ni se spune că s-a îndrăgostit mai mult decât lulea de-o tânără. Și s-a dus să-i cânte fetei și să o încânte. Și-a ajuns seara, a bătut la ușă și fata l-a întrebat, cine e? La care le-a spus, sunt eu, Cătărescu.
Fata nu i-a deschis. Ăsta m-a fost supărat, ca toți băieții un pic dat cu flip. S-a dus, s-a agitat, a plecat, s-a întors după pedală de flip, a bătut iară la ușă. Fata l-a întrebat de așa. Cine ești? Păi sunt eu, cu tare, iubitul tău. Fata mi-a deschis. Ale noastre la a doua încercare de crește. După perioada asta, supărat, nervos, tare, a plecat în pădure, acolo, în schivnici, de acolo, foarte supărat, le-a explicat la așa ce pățește, păi iară de iară. Și l-am lăsat să mai încerce și a treia oară. Și iarăși fata l-a întrebat, cine ești? Eu. Nu i-a deschis. Până când este el o vreme, maturizându-se, vorbim cu schivnici, plecând prin pustie, rugându-se, luminându-se, s-a dus și a bătut la ușă. A înțeles că o iubește, de nu poate să lase deoparte iubirea ei. Și a bătut la ușă. A bătut, cioc, cioc, cioc. Și a întrebat, cine e acolo? Și el i-a zis, tu. Și fata aia a deschis. Hristos asta face. Cine e la ușă? Eu sunt cel ce este. Adică sunt tu. Pe care vreau să mă mântuiesc. Nu împotriva voinței tale, nu rugându-ți mâna, picioare, că mă să pun la lovitura mea, ci că așa a avut Dumnezeu. Pe bune, Hristos, Doamne, ce Dumnezeu. N-a văzut decât o boală, la cât un copil. Așa am îngăduit. Dumnezeu nu îngăduie boala. Dumnezeu a îngăduit un singur lucru de a ne vindeca. Prin înviere ne vindecăm de toate. Profesorul nostru de catehetică și medică ne spunea, nu-i boală să ne vindece moarte. Dar nu-i moarte să ne biruiască înviere. Asta a făcut Hristos pentru noi. Nu ne-a dat vindecarea de boli, ne-a dat vindecarea de moarte, de frica morții, de tremurul morții, de cea mai nenorocită dintre apariție, din lumea care este frica și care, uitați-vă bine ce stăpânire a pus peste noi, a ajuns să ne fie frică să intrăm în propriile noastre case. Ne e frică să ne uităm la facturi. Ne e frică să ne uităm la când ne afișează cardul, dacă mai e ceva pe el. De obicei nu. Ne e frică să ne uităm la cât am luat la examen. Nu le-a trecut oricum, stați liniștiți. Ne e frică, ne e frică. De aceea lumea spune că în biserică s-a vestit frica. Mi-a spus mie o doamnă de la Rată și a spălite, biserica vestește frica. Zic, da, toți popii zic, frică tuturor, izbiți-vă, umideați-vă, fac un vânt să vă înjurați. N-avem așa ceva în biserică. Nu? Zice preotul, binecuvântată este împărăția fricii Tatălui. Frișcă, zi, poate reși, cu frișcă ar merge, dar cu frică nu. Și atunci, de fapt, ce ne spune Hristos tot timpul, este valabil prin parola aceea dimineții învierii. Țineți minte ce zice Îngerul. Nu vă temeți. Căutați pe Iisus Nazarenean. Nu e aici, am el. Hristos în mijlocul ucenicilor. Țara învierii. Luca, simpatic, zice, erau strânși de frica iudeilor. Și de frica șefului, că am lăsat să le simbăt pe cruce. Ei gândeau ca niște oameni, supuși unui șef. Apropo de frici, noi frică mai mare decât de șef. Și la un moment dat, ferească Dumnezeu de omul care nu are un șef de care să fie frică, vă zic eu. Și la un moment dat, Mântuitorul intră în mijlocul ucenicilor, care erau acolo și se așteptau, mamă, că ne-au zis femeile că asta cred că mine asta, jarnică. Orice om trădat în halul lui, în care a fost trădat Hristos, îi făcea harachiri. Hristos intră pe ușile încuiate, se așează în mijlocul lor, îi putem închipui palizi de nesomn. Domnul Hristos, învăpăiat de lumina învierii, le spune, îi ceartă cu cea mai gravă ceartă pe care Dumnezeu a făcut-o vreodată omului. Pace vouă. Pacea mea vă dau vouă. Nu cum dă lumea pace. Cum dă lumea? Lasă-mă la pace. Nu? Nu cum dă lumea pace. Arătând că principiul prin care creștinismul crește, iar noi ne apropiem de Hristos, e cel mai greu exercițiu la care ne supunem în viață. Iertarea. Mecanismul din care de fiecare dată se vădește lucrând mila lui Dumnezeu în noi, e iertarea. Care nu avem de unde învăța decât de la Domnul Hristos. La
penitenciarul din Jilava este adus părintele, un părinte. Este adus, este chinuit Ioan Iovan de la Regea, ca să mă ținem suspans. Este adus și se spune în ultima clipă, ce părinte, vei fi transferat de la Jilava înapoi unde era la Aiu, te rog să-ți alegi niște cătușe. El, în ciuda experienței că avea ceva ani, nu era ANP-ul așa organizat în vremea, s-a plecat și în loc să-și ia niște cătușe cu zale mari și grele, a luat niște cătușe americane. În vremea aceea rușii ne legau cu cătușe americane, acum nu. Și cătușele astea aveau o problemă. Când te ridicai, te aduceau înapoi în poziția inițială. Le-am văzut, le-am cercetat, le-am pus sub lupă. La Fortul 13 erau acolo. Părintele era aproape căzut, cum era el acolo, gardianul, ca orice băiat cu exces de zel, cum încă avem până în zilele noastre, acest împată, la zdravă, cum așa, zdravă. Era vremea când se mai muiaseră condiție și puteai să te plângi la comandantul pușcăriei, dacă vroia. Toți așteptau ca părintele să reacționeze, să spună numai da, să se revolte. Toți ne-am fi revoltat, să ream în sus. Părintele s-a ridicat în picioare și a spus, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Ăla înțepenit. Dacă la furie răspuns cu furie, dacă la minciună răspuns cu minciună, dacă la ură răspuns cu ură, te chemi membru de partid. Îl luminești pe celălalt, tot timpul vrei să dovedești că ești cu coada la prună montată mai repede decât el, jignești, faci mișto. Astăzi s-a văzut la audierile acestea pentru guvern cam ce intelect au politicienii noștri. Și dinspre stânga în dreapta și dinspre dreapta în stânga, pentru că le lipsește dinainte în sus. Când nu te uiți de aici, acolo, n-ai nicio șansă să conduci o țară. Ei bine, dar dacă urii e răspuns cu iubire, minciunii cu adevăr, călcării în picioare, cu ridicării mâinilor pentru rugăciune, te asemenea e Hristos. Știți? Venind în coace, mi-a făcut o cruce mare și m-a rugat să ne ierte morții noștri din decembrie 89. Să ne ierte că la ură, de 30 de ani, răspundem cu ură. La impertinență și măgărie, răspundem cu impertinență și măgărie. Ei au răspuns cu sângele lor la lipsa de sânge a celor care i-au ucis. Au răspuns cu puritatea lor, cu curățenia lor sufletească, la necurățenia celor care i-au ucis. Știți? Revoluția, de fapt, nu s-a încheiat. Există o vorbă la ofițerii care sunt strategi militari și spun că un război se încheie când se întorc tot morții acasă. Și că în mijlocul capitalei statului cucerit se ridică drapelul armatei care a cucerit țara respectivă. La noi nici morții nu au venit acasă și uneori nu steagul nostru flutură pe catarul nostru. În Hristos e un pic altfel. În Hristos, fiind toți la oaltă frați cu El, depășim aceste limite dărându-ne cel mai de preț motor pe care l-avem, combustia cea mai de preț care revin, este iertarea. Iertarea nu e gratuită. Iertarea se dă celui care știe să-și ceară iertare. Ba mai mult. Iertarea nu se poate da decât celui care știe să primească iertarea și să facă să rodească. Încercați. Când simțiți că vă vine să ziceți vorbe amare, folosiți cuvintele dulci ale Mântuitorului Hristos. Când simțiți că vă vine să spargeți ecranul și să aruncați în aer lumea în care trăiți, trageți aer adânc în piept și spuneți, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miliește pe noi, păcătoși. Și încercați din asta să faceți cel mai de preț exercițiu. Și un ultim punct. Am citit de curând o rugăciune care mi-a plăcut foarte mult și am să vă rog din când să o repetați. Poate ne este. La o mănăstire, maicile se rugau așa. Doamne, la masa de prânz s-au pus să mănânce și au zis, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dă pâine celor care n-au pâine. Iar celor care au pâine, dă-le să aibă poftă de mâncare. Nu-i invidiați pe cei care au. Uneori le lipsește ce e mai de preț. Pofta de viață, pofta de mâncare. Binecuvântați-i pe săraci, că omul cu burta goală îi cu urechile răsfundate tot timpul. Doar când e umple, burta ni se înfundă urechile. Încercați de fiecare dată să le stați aproape. Și până să spuneți că iubiți pe Dumnezeu pe care nu-L vedeți, căutați adânc în nevoia aproape Lui, care este la o distanță mai mică de întindere de mână și încercați să-i faceți divină. Pretextul vi l-am oferit, aștept întrebările și încercarea de a povesti. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Părintele, pentru așa cuvânt până la inimă. Colegii mei în sală vă vor ajuta cu bilețele și cu pixul pentru aceia dintre voi care vreți să scrieți întrebarea. Iar dacă printre noi sunt și curajoși, o să oferim și microfon în sală ca întrebările să fie rostite. Vin la Timișoara după ce a fost să filmăm pentru edițiile din noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie ale Bucuriei Credinței. Am plecat cu filmările de la Isaccea, vechiul Noviodunul, unde, retrăgându-se Dunărea, ceea ce e foarte grav, am descoperit și am putut filma rămășițele primelor bazilici de secolul 3 și 5 ale creștinismului nostru românesc. Pentru 1 decembrie am pregătit împreună cu Andrei Victor Tochia, colegul meu, o ediție specială despre Sfinții de la Nicurițe. Apoi am făcut filmări la Bazilica de secolul XI din Nicurițe, la Biserica Nouă, făcută la 1840 sub turci, de către dobrogenii din Nicurițe. Știți care a fost reacția pe la 1890 a dobrogenilor? Mai bine sub turci decât sub bucureșteni. Și apoi am urcat pe filul acesta de istorie către Cocoșul, către Mănăstirea Cocoșul, către Cedic de Re, către Saon și am încheiat peripul la Tulcea. Străbătând țara de la Tulcea către Timișoara, cu pauza de aseară de la Lipova, să știți că am învățat odată în plus un lucru fundamental despre România. Vai de noi dacă o părăsim. Nu doar la modul fizic, ci la modul că plecăm înainte de a ști totul despre ea. Plecăm și ne părăsim o iubită pe care nu o cunoaștem. O țară despre care nu știm mare lucru. O țară despre care manualele de istorie nu ne învață aproape nimic. Și aici nu e vorba de naționalism. E vorba de jocul acela cel teribil. Când eram noi copii la școală, la Gădinicio. Deschide urechea, bine să vedem ghicești, au bani, cine te-o striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta. Știți? Nu-i suficient să cântăm, noi suntem români. Nu ne contestă nimeni că suntem români. Ba unor nu este pe nas că suntem români. Dar trebuie să învățăm să trăim cu această misiune de a deschide ochii pe propria noastră țară. Azi am mers la Șiria, la monument, la memorialul lui Slavici. Și m-am gândit că am pierdut din manualele de limba română limba frumoasă a lui Slavici. N-am reeditat niciodată
din 1900 și un pic, 1800 și un pic, niciodată gramatica lui, etimologiile lui, ne lipsesc din cultura noastră cele 400 de pagini confiscate de siguranța ungară din gramatica lui Slavic. Un ardelean căpos, care este chemat în instanță prima dată, pentru că atunci când sunt arestați doi sași care uciseseră și făcuseră lucruri de pramatie, în loc să fie judecați în germană, au fost judecați în ungurește și nu s-au putut apăra. Slavic, ardelean bățos, deși e din Siria, cu un picior în Banat, cum s-ar zice, refuză să creadă că asta este dreptate. Iar arestul lui pentru ce s-a întâmplat la Vin este din motiv că unul dintre redactorii săi, scriind împotriva autorităților ungare, Slavici înțelege că dacă trimite pe acela în pușcărie, el era bolnav de plămâni și va muri. Și asumă el, pe semnătura lui, articolul, pentru că eu sunt redactorul șef, eu răspund pentru asta. Și un an stă departe de casă, dar cu soția lui a doua soție, cu Eleonora Slavici pe lângă el. Să știți că am avut și jurnaliști cu șirea spinării în România. Și au fost și bărbați care făceau gramatică înainte de a începe să scrie, știți? Aveam și oameni care să țină țara sus. Chiar dacă după aceea lui Slavici se pot reproșa altele. Știți că austro-ungarii l-acuzau că e filo român, românii că e filo austro-ungar. E greu. E greu. Dar vreau să aveți conștiința aceasta. Că atunci când vorbim despre Hristos, în limba română, o datorăm și acestui om. Cum datorăm și celor care s-au ridicat la Timișoara, cum o datorăm și celor care au protejat țara de nemernicie după aceea și chiar trebuie să o facem rugându-ne. Poate că e singurul mod în care ne putem manifesta vreodată furia pentru tot ce se întâmplă, să vă puneți furioși în genunchi și să vă rugați furioși ca Dumnezeu să ridice unii care nu sunt furioși ca noi. Vă zic pentru că străbătem țara, am văzut pe oameni triști. S-a întors 87 de pe fața noastră. Iar stăm cu fața în pământ, lipită de asfalt. Iarăși ne potogărim unii pe alții și ne-e mai drag să stăm spate în spate decât față în față. Încercați. Fiecare dintre noi are o misiune. De asta înseamnă să ridice fiecare dintre noi partea de țară care îi poartă numele un pic mai sus decât a lăsat-o. În rest, sunt poveștile noastre. Ce faci dacă băiatul cu care ești împreună nu e aproape de biserică? Păi închim, e în jurul bisericii. Păi ce să-i faci pietrui copil? Noastră, vreți să mă ridați cu un zid, cu un trotuar sau cu un băiat? Îl plimbați mai des. Uite ce frumoasă e catedrala. Ia uite. Păi ce, draga mea, mai fost odată. Nu-i nimic. Uite ce frumoasă e și a doua oameni. Da? Spuneți de ce e frumoasă biserica. El aude. Generațiile noi, vii, gândesc prin clișeele băgate pe cap de ceilalți. Asta e. Riscul este că biserica n-a creat antivirusul la clișeele care s-au vândut împotriva ei. Nu toți preoții umblă cu mașina. Decât cum să dea ție câteodată. Nu pe bune. Nu e obligatoriu să ai casă ca să fii popă. Nu avem toți ciocată pe sub reverendă. Nu cerem toți 2500 de lei la mormântare. Pe bune. Pe bune. Chiar vorbesc serios. Fiți cu minți. Ușor să aveți răbdarea să scoate și lucruri de prost montate în cele vechi. Dați-mi un cuvânt despre proni. Păi, n-am un cuvânt. E fonisul cu mila, cu îndurările și cu iubirea de oameni. De unde a născut fiului tău. Care e cel mai important din toată liturghia. Noi asta am uitat de purtarea de grijă la lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și a Sfinților. De aia când ne spune la un avion se prăbușește peste Timișoara. E un avion de reclamă la baloane. Da? Deci nu citim toată știrea și intrăm în panică. Pentru că nu credem că Dumnezeu ne poartă de grijă. Dacă mamele poartă de grijă de bebelușilor așa, cum ne poartă de grijă Dumnezeu nouă? Asta e întrebarea cea mai grea la care aveți de răspuns. Se poate trece în pomenicul pentru a dormi o persoană de altă religie. De exemplu, Regina Maria. Regina Maria nu e de altă religie. O, mama noastră, o, poporul român. Una din mamele noastre. Da? Fiți cu minți. Regina Maria, vă dau eu voi toată din Casa Regală a României
Este parte integrantă a istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Să vă intre bine în cap. Când mi-au auzit comentarii împotriva regelui Mihai, al lui Ferdinand, al lui Carol, la Carol de Mapții, fiecare interpretează ce vrea. Dar când se leagă cineva de casa regală, faceți-vă crucea mare și spuneți-i că timp de 40 de ani s-a flegmat pe casa regală română și a ieșit un popor liber. Eu cred și acum că multe din lucrurile petrecute în 89 sunt și pentru rugăciunile regelui Mihai. Fără a fi regalist, subliniez. Subliniez asta. N-am evlat dispolite. Și-a mai zis una și am fost rău. În decembrie, anul trecut, după ce ne-au dovedit în noiembrie că biserica nu contează, că poate fi aruncat creștinismul românesc la gunoi, dintr-o dată am văzut că un act creștin, în mormântarea unui rege creștin, valorează pentru dinamica unei națiuni și pentru spălarea obrazului în fața Europei, cât n-o să spele cu tulumba politicienii noștri în 100 de ani. Onorul la rege, onorul la patriarh, onorul la biserică sunt inalienabile. Sunt darurile lui Dumnezeu pentru țară, atât. Cum țara e darul lui Dumnezeu, dacă era după politicieni, aileu, mamă, aileu. Știți ce am constatat? Mănăstirile de peste Carpați, în general cele construite de ardeleni, inclusiv astea din Cocoșu, Celicdere, au hramul Sfânta Treime. Același hram cu Marea Catedrală de la Sibiu. Același hram cu Marea Biserică de la Mișpălț, a bunicilor lui Șacună. Puneau hramul Sfintei Treimi, rugându-se nu doar pentru Tată, Fiul și Duh Sfânt, ci și pentru Moldova, țară românească, și Ardeal cu tot ce înseamnă Aria, Banatului. Așa gândeau ei. Noi astăzi avem Sfânta Pătrime, Sfânta Cincime, depinde pe câte canale de televiziune ne uităm. Care este limita dintre un bărbat și o femeie înainte de căsătorie? Ce este permis și ce nu? Păi întrebați-vă. Tot ce dărâmă siguranța femeii înseamnă că strică limita și tot ce dărâmă siguranța bărbatului strică limita bărbatului. Nu așteptați răspunsul de la noi. Simțiți. Dacă nu simțiți că aia sunt limite, înseamnă că nu vă iubiți. Doar împliniți un manual de morală. Cum să ne învingem teama de a spune un păcat de care ne este foarte rușine la spovedanie? Curaj. Șoptiți-l mai întâi. Șușoptiți-l. Spuneți-i Maicii Domnului. Mergeți la icoană și spui Maica Domnului. Popa asta e tot așa curvar ca mine, dețit ca mine, șpăgar ca mine. Îți spun ție prima dată și păi spun lui, dar tu să-i ții urechile astupate când vorbesc cu tine. Aveți senzația că preoții au nevoie de păcatele dumneavoastră, băi de capul lor. M-a întrebat cineva care cea mai mare calitate a unui duhovnic și a zis să uite și repede dacă se poate. Spuneți că popa uită. Alții nu uită, dar popa n-are nicio treabă. Ui tu, bătut în cap. Numai preoții să le știu cât uită popii, știți? Ne spuneți, vă rog, care este eterna dumneavoastră, în paranteza bisericii. Eu nu sunt biserica. Eu sunt Costică, băiatul Costică frizer. Asta e. Față de fertilizarea in vitro, binecuvântat să fie cel ce vine într-un numele Domnului. Dacă dumneavoastră credeți că o să aveți un bebeluș, doi, că de obicei este cam trei la fel. Dar dacă din tot actul fertilizării vin copii pe lume, dar nu o să vă potogăne cineva. Epuizați toate formele domestice și apoi treceți la cele supra-medicale. Nu o să vă certe nimeni. Dar dacă vă ceartă, înseamnă că n-am înțeles nimic. N-avem un document oficial al bisericii. Problema este ce facem cu ce se întâmplă după fertilizare și nu ne folosește. Acolo, întrebați-vă duhovnicul. Cu rezerva de embrioni pe care o puneți la păstrare și nu mai folosiți după. El alt sector, asta nu-i la mine, că nu sunt de meserie. Deci, aș dori să-mi spuneți cum ar trebui să ne comportăm în familie cu un muribund care nu-i mai poți fi de ajutor. Păi, continuați să-L iubiți. Să știți că morții noștri nu sunt decât niște muribunți care au plecat un pic mai devreme și ne așteaptă. Deci, dacă vreți să fiți cinstiți în raport cu El, continuați să-L cupăciți, să-L iubiți. Eu am avut câteva momente în viață în care am stat lângă muribunți care păreau că nu vor să plece. Îmi zicea familia, citiți iar cu despegarea sufletului.
Băi, nu de dezlegarea la mea rămâne, ci de iubirea voastră, zic, vreți să dezlegăm? Da. Spune-ți la ureche, te iubesc. Nimeni nu poate muri pe fond de ură. Țineți minte că sunt câteva evenimente în faleze de marmură, în nimic nou pe frontul de vest, într-o grămadă de filmulețe în care nu puteam muri la domne cu mațele în afară, până n-a venit soldatul dușman, să spună, bă, bărbate, ești adevărat. E nevoie cineva să spună că tu contezi și mort. Știți? Toată nebunia de noastră de a muri, că noi asta, ne grăbim să murim. Uitați-vă la mine, vorbim la telefon 12 ore pe zi, mâncăm toate porcăriile posibile, nu în sensul că mâncăm carne de porc, binecuvântat fie porcul, și ne grăbim să băgăm în noi de toate, nu respectăm porunca cea mai simplă a Evangheliei. Auziți, zice Mântuitorul Hristos, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Se vede că de-aia ne urim între noi, că nici pe noi nu ne iubim. E simplă logica. Deci încă muribund, stați cu nădejdea învierii. Știți că ei simt primii. Unii dintre ei chiar văd. Există un fel de a fi muribund pe care noi nu-l băgăm în seamă. Vă dau un exemplu. Părintele profesor Glia, profesorul nostru de dogmatică, ne spunea uneori că părintele Stăniloa în ultimii ani de viață se subțiase și venea în față, așa era ca un... El era deja pregătit să plece. Dar din drag de noi a mai stat o vreme. Uitați-vă la bunici. Bunicii ar pleca, dar s-a mai și postit cu nepoții un pic. Adică ei sunt gata pregătiți, dar de fapt sunt înapoi cu privirea. Ei nu știu cum să-și pupăcească mai tare nepoții. Ce face cât un zâmbet de bunică? Pe bune. A, nu bunică cu telenovele, cu de... Bunica aia adevărată, care când te duci grup de la școală, de la serviciu, zice, hai să-ți fac un ochi. Nu mai avem așa ceva în România, nu mai avem ochiuri. Avem dălea, nu ca un nume franțuzesc. Nu, da, mâncăm, avem fiștiu cât de dimineață, nu avem nimic de luni. Ia, mamă, și mâncă, că crăb la serviciu, la tine. Am ajuns blestemul bătrânilor de altă dată. Nu vedem lumina zilei. Plecăm la servici înainte să se crapă de ziua, ne întoarcem de la servici după ce s-au încruntat de noapte și ni se pare că suntem fericiți. Aiurea! Așa e că atunci când a zis bunica, v-a venit în minte vanilie? Cozonac? Păjitulă? Asta e? Să nu uitați că bunicile noastre, unele au plecat de mult, dar mâinile lor încă frământă cozonac. Asta e taina Învierii lui Hristos. Iar bunicile ambițioase nu vor niciodată. Da? Au el un fel de a fi. Da? Ați înțeles? Deci bunicul de aia care vorbim. Cum reușește un om să fie în pace sufletească în această viață? Greu. A te împăca cu tine, în primul rând, e foarte greu. Observați că în ultima vreme, chiar dacă nu recunoaștem, noi reproșăm celor din jur că nu e ok ce fac. Dar simțim că și vina noastră în negrijă lor. Auzi foarte des în ultima vreme, mai cu seamă, oameni care au încercat să facă carieră, facă carieră cacofonie voită, fără îndoială. Da? Să facem carieră, visul, de fai, domini. V-am mai spus în biserică, cine a făcut carieră, a învălinat-o. Deci un popă pus să facă carieră în biserică, e în afara bisericii. E la secția gropari. Sunt unii oameni care toată viața au vrut să facă câte ceva extraordinar, excepțional, ieșit din comun. Dar nu au făcut pace cu ei. Și ajung așa că de 45-50 de ani, să zic că, bă, de fapt, dacă mori în spate, nu-i nimic în urma mea. Că Dumnezeu nu ne-a creat ca niște roboți, să fim doar niște mecanisme în care să înfruntăm la nesfârșit lucrurile, ci și ca niște oameni să ne așezăm în odihnă. Țineți minte că la facere se spune că până și Dumnezeu o zi s-a odihnit. S-a odihnit. Și nu a făcut pot peste sărbători. S-a odihnit. Noi nu mai odihnim pe Dumnezeu în noi. Când vrem să avem pacea asta interioară, trebuie să ne învățăm să odihnim pe Dumnezeu în noi. Cum? E cât se poate de simplu. Opriți-vă din alergare. Scoateți căștile din urechi. Dați telefonul deodată. De pașă. Pur și simplu priviți-vă și vedeți că sunteți vii.
Urmăriți-vă atenți evoluția din ultimile zile. Vedeți ce ați iertat, ce n-ați iertat. Copiii după ce aleargă o perioadă, a spus că e pentru oricum 10 metri, e sfârșitul lumii. Vezi că se așa și căfuia. Așa suntem noi. Noi n-am făcut un pas singur în viețile noastre. Apropo de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, știți că e povestea aceea teribilă în care a ajuns la judecată, față în față cu Hristos, un tip care toată viața lui a fost foarte orgolios, s-a ajuns în dreptul Mântuitorului și a spus ce sunt foarte supărat pe tine, Doamne. Și de ce? Niciodată